Salutare! Azi nu este despre cazanul meu, am ceva interesant pentru voi și mai ales iubitorii de muzică. Un Audi. Ce are ceva muzică înăuntru? Undeva pe la 13.000 de W. Înainte de toate, stai, fac o mică pauză, pentru că o să vedeți găurile astea aici și așa mai departe. Cu mașinile astea tot timpul vor fi un proiect în desfășurare, la fel și asta. 90% din proiect e gata, mai am de 10% care trebuie să finalizez, să mă la detalii, la tot felul. El e Victor, salut. Este bestia. Spune-mi tu mai multe despre ea, ce ai modificat și așa mai departe. Partea de motor nu e absolut nimica, deci e totul stock, ca de fabrică, în afară de încă un alternator în plus. Ce avem noi aici? Avem aici 4 baterii de 92 de amperi, fiecare. Asta galbenă, nu? Da, ale galbene. Asta galbenă. Eu sunt un pic mai rudimentar, el e mai tehnic. Deci sunt 4 amplificatoare, 2 de mid-bass, 1 de bass și 1 pentru tweetere. Începem cu începutul, nu mai are banchet în spate. Mașina e break cu 2 locuri. Da. Deci are o dita mai cutia. Și colacii ăștia sunt 2 difuzoare de 18 inci fiecare. Jesus. 2 ori 8. Așa ca și o referință, asta e mâna mea și asta e membrana. Sunt două sound-uri de 18 inci. Haide, capul. Difuzorul și aici e capul lui. Jesus. Doar la tinerețe poți să faci problema asta, nu? Bun, pe ușile din față. În total vin 10 difuzoare pe fiecare ușă. Medii, mid-bass și tweetere. Medii, astea 4 sunt kigăre și astea de sus sunt tweetere. Aici sunt 2 voltmetre, unul în față, unul în spate, care mi-a dat voltajul bateriilor. Capitulare în mare, în A4 combi, fără banchetă, cu lada asta enormă. Incinta. Lada, spus așa, da, lada. Popular. Incinta de bas, în spate, iar pe ușa din față, în alte medii și bași. Ușile, tavanul, în spate sunt insonorizate, antifonate parțial deocamdată. Mașina a propus de 60-70% tot antifonată. Cum am mai zis, mai uite. Deci ca și o medie, tot ce ai tu aici se ridică undeva la un vat. O mașină în vat cam am 12-13.000. Eu la mea 2-4. Na bun, acum rămâne momentul în care să-mi rupă un pic capul. Așa că hai să văd cum se aude dinăuntru. Sincer, e prima dată când stau înăuntru și ascult, așa că o să-mi vedeți și voi reacțiile live. Înainte să dea drumul la melodie, nu știu dacă microfonul va face față și se aude doar un pârâit, dar asta înseamnă că o să depășească limita lui de a auzi așa ceva. Așa că o să mă bucur doar eu și poate prin hainele mele o să transmit feeling-ul. Dau progresiv, să nu... Da, adică i-am încet. Exact. Și când nu mai poți, spui. Da. I see you whining and grinding up on the floor.
mâine, mă plec ca un ghiu. Din contrarul și gen în pline, plătesc ca un ghiu. Am sucat ca un kiss up in your office white. Red ride in the poles and them dogs is tight. And I'ma give me a shot for the end of the night. Cause kiss up, kiss up, yeah baby, don't get in my life. I've been grinding and grinding. I won't go, I know you see me looking at you and I already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know. Surely I can see you ain't lonely. Se aude ceva, nu? Da, prima dată timpanele spa. La femei le place mult. La mea sigur nu. Că le zdruncină la tot corpul. La mea sigur. Come on, yes. Good. Promise you swear, I swear. Yeah, baby. Yo. De la... Acum stă la 4. Dar nu, că e picat. Deci, ca să descriu senzația, cel puțin la mine începe cu timpanul. După care îți strânge plămânii. Stai un pic respirația. Aia e senzația ce-mi place mie. Te face greu. Toate urechile pe aici, pe spate. Te face să respiri da. Greu. Da. E altceva. Pe viitor o să vreau să fac wall. Adică să fie aici un perete, că atunci nu o să mai am pierderi la port, bagaj, uși și atunci toată presiunea aerului va veni direct în față. Și cum zice, cel mai mult e să faci comprese, cât mai mult. Acum aerului și mie pe la mie se aerul pe la uși, pe la și pierd foarte mult. Da. Dar și așa. M-a lăsat fără aer. That's a liability, fuck. Hit the gap, yeah. Push the my adrenaline, bitch, fuck. Percocet, yeah. Molly Percocet, bitch, fuck. Percocet, yeah. Molly Percocet, bitch, fuck. Represent, yeah. Gotta represent, gang, gang. Chasing chicks, baby. Never chasing bitch, kids. Oh, and then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you can take advantage of me. Da, deci cam asta a fost cu jucăria lui Victor. Cred că trebuie să-mi schimb tubul de bas. Mersi că v-ați uitat până la final. Numai bine până data viitoare. Ciao.